Tâlhăria s-a petrecut la o sală de jocuri din Pitești, în cartierul Trivale. Din primele date, se pare că un bărbat a lovit-o pe casiera sălii și ulterior i-a luat banii pe care acesta îi ținea în mână și a fugit. După incident, tânăra a alertat firma de pază, iar apoi poliția. Fata, angajată de 7 luni la această firmă, este în stare de șoc după cele întâmplate. Nu este periculos, dar tot fel de nebuni, de oameni care nu gândesc ce fac. Ai aflat cum se simte fata, nu, colega ta? Cât ani are? Este mai mică decât mine, cu 2 ani, 20. Lucrează de mult aici? Da, are ceva timp de lucrează. Cam 6-7 luni de lucrează. Și ți s-a întâmplat vreodată vreun incident din ăsta nefericit? Și lucrez de 3 ani de zile. Nu se întâmplă niciodată. Dar te-ai fi gândit că ziua în amiaza mare se poate întâmpla așa ceva? Asta m-am gândit și eu. Agresorul nu era mascat și a fost surprins de camerele de supraveghere. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești desfășoară activități de cercetare în vederea identificării autorului unei tâlhării. Din primele date se pare că un bărbat ar fi pătruns într-o sală de jocuri de noroc, de unde, prin utilizarea de violențe, a sustras operatoarei o sumă de bani. Valoarea prejudiciului se ridică la suma de 1000 de lei. Agresorul este căutat acum atât de oamenii legii, cât și de reprezentanții firmei care asigură paza sălii de joc. De la începutul anului, mai multe săli de jocuri de noroc și de pariuri din județul Argeș au căzut pradă hoților. Faptul că aici sunt tranzacționate sume mari de bani continuu îi atrage pe hoți. Totodată, unii au atacat și au furat ca răzbunare după ce au pierdut sume de bani la jocuri sau pariuri.